Victor Ponta va candida pentru un nou mandat de parlamentar de Gorj în cazul în care va fi susținut de Organizația Județeană a Partidului Social Democrat. Ponta a spus cu ocazia vizitei de la Târgu Jiu că nu s-a gândit niciodată că va fi trădat de liderii PSD Gorj. Victor Ponta a venit la Târgu Jiu astăzi, ocazie cu care a spus că va candida pentru un nou mandat de parlamentar de Gorj, în cazul în care va fi susținut de Organizația Județeană. Dacă ei mă vor, eu îi vreau, toată lumea mă ținită. Deci, dacă nu se finalizează lucrările la autostrada Comarnic Brașov, nu veți mai candida. Nu mai candidez la nimic la Comarnic Brașov. Da? Domnule prim-ministru, cât de greu a fost să vă dați demisia din funcția de prim-ministru? Nu pot să spun că a fost un lucru plăcut sau un lucru care m-a bucurat, da? În viață toate lucrurile importante ce lași în urmă și eu cred că oamenii pot să aprecieze și ceea ce am făcut și ceea ce n-am reușit să fac. Referitor la faptul că nu i-a răspuns la telefon lui Liviu Dragnea, Ponta a spus că îi răspunde la apeluri liderului PSD la telefon când îi permite timpul. Răspund și eu cât pot la toată lumea. Ponta a răspuns și la întrebarea legată de viitorul său politic. Proiectul meu este ca întotdeauna alături de PSD Gorj. Vă mulțumesc! Fostul premier a ținut să le ureze sărbători fericite tuturor gorjenilor.